Și cum inovezi cel mai bine? Te gândești la o nevoie de-a ta. Atunci poți să vezi de ce nu face nimeni și poți să încerci să o testezi și să încerci să inovezi în industria ta. Inovația este peste tot. Fiecare lucru nou vine cu inovație. Salutare și bine te-am găsit sau bine te-am regăsit. Suntem din, din nou cu Rares Bănescu la studioul nostru și o să avem un subiect pe care mi-l doresc eu să-l discutăm de foarte multe ori pentru comunitate și anume despre... Știi deci titlul? Despre viață și despre business. Da, despre cultura antreprenorială. Pentru că, dacă te uiți așa, pe net, general, toată lumea își dă cu părerea despre business. Toți puștanii ajută businessurile mari să crească. Am văzut asta. Toți Am oamenii văzut. de 30 de ani au 20 de ani de experiență în business. <laughs> da. Și uh, e un subiect, e un topic plăcut, e un topic bun. Și știi din ce cauză? O să fie antreprenorii greu. Oh, da. Ce ai sacrificat tu, Cosmin, în ultima săptămână ca să-ți faci activitatea pe care o faci în zi de zi? În Primul rând, timpul alocat familiei, okay. copilor. Copiii tăi au fost la mare săptămâna trecută? A, da, tu nu? a fost cu soția mea, eu nu. Au venit okay. la mine în București să ne vedem măcar câteva ore okay. să dormim, să luăm o masă împreună, Bun. că altfel era o perioadă foarte lungă, de vreo trei săptămâni fără să ne vedem. Ok. Oricum, asta mare e plecat. Rutina mea legată de sănătate, Legat de -ai mișcare... Când ai făcut la sală, Cosmin? Cred că cu vreo trei săptămâni. Okay. Înainte eu mergeam 5-6 ori pe săptămână uh -huh. sau alergam. Foarte bine. Adică mă simțeam mai ok. Da. Când stăteam și mai mult acasă, aveam și un echilibru mult mai ok la dieta alimentară. Uh -huh. Mâncam mai puțin, mâncam mai sănătos. Când sunt plecat, e aiurea. Totuși pe fugă. Da. Un sandwich, un burger, o chestie rapidă. Da, o... Merg la o masă, ba cu tine, ba cu altul, ba cu altul și e... Nu știu, că cam gen patologică care e greșită. Știi, băi, să merg, mă inviți la o masă la o vită, știi că eu nu, că o dau pe sălătică, știi? Bem un vin, nu bem că nu face bine, că bem un vin normal, mâncăm o vită. vită. Chiar dacă Lăm e 9 și, sau 10 seara. Da, luăm și un desert, pai, și un desert. și, și e nasol, că asta se simt și și știi că cele mai bune businessuri și dealuri acolo se fac. Știu. La vinul la de seară, la 10, Știu. la 11, la Știu. acolo Știu. se fac. Știu. Bun. Um, cam asta înseamnă viața de antreprenor. Ideea e da, că... Dar nu doar asta cu vinul, cu vita, ca să sună bine. <laughs> mai stai și pe la birou seara, noaptea. Da, mai faci și podcasturi, și uh, clipuri, și content, le editezi, îl modifici, îl publici, îl, așa. Mai stai să răspunzi și la comentarii. Mai stai, câte mail-uri primești pe zi? Câteva zeci. Câteva zeci? Da. Așa puține? Da, pentru că sunt cunoscut că răspund doar la cele importante. Deja dacă că oamenii s-au obișnuit și mai avem dita mai echipă. Adică... Dar câte WhatsApp-uri primești pe zi? Câteva zeci, dar am peste 100, cred că sunt la 200 de la care nu am răspuns. Am înțeles, ok. Pentru că n-ai vrut? Da. Sau pentru că n-ai avut timp? Unele n-am avut timp și le-am lăsat. Adică dacă am văzut că nu sunt -ai prioritare... ai avut timp, nu că n-ai da, vrut da, să... Da, n-ai avut da. timp da. să răspunzi la ele. Bă, la unele nu mai vreau. Ok, adică... am înțeles. Bune. Am înțeles, bun. Uh, ideea e în felul următor. Via... În viață via... ce am descoperit eu, că dacă vrei să fii un antreprenor bun, trebuie să-ți placă riscul și trebuie să ți placă stresul pentru că în primii patru ani 3 patru ani de viață al businessului, businessul ăla ești tu. Uh -huh. Tu centrezi tu, dai cu capul, tu faci poze, tu urci produsele pe site, tu răspunzi la telefon, tu coletezi, tu vorbești cu furnizorul de produse, noi tu vorbești de etichete, tu vorbești cu echipa de marketing, tu vorbești, tu faci marketing, tu faci da. deci tu faci absolut tot, da? Da. Și până ajungi să ai o echipă dedicată și stabilitate și timp, da? durează 3, 4, 5 ani de zile. Și trebuie să-ți placă riscul și stresul. Trebuie să te simți confortabil când ești sub stres. Asta, astea sunt două din, din lucrurile pe care un antreprenor trebuie să le aibă ca să aibă puterea să crească, să scaleze. Pentru că mm. în momentul în care ai ajuns să ai bani și să ai și timp, atunci e extraordinar. Da? Atunci e încununarea vieții de antreprenor. Însă, ca da, să când ajungi ai și acolo, și timp. mai întâi trebuie să n-ai timp și nici bani. după no, prima dată. N-ai timp, n-ai bani. Ai timp, dar nu ai bani. Ai timp, dar nu ai bani, da. ok. Și poți să faci tu lucruri. Pentru că mulți sunt leneși. Ai, ai să fac. -ai timp și nu ai bani. Ajunge a și acolo. Apoi, n-ai -ai timp, dar ai bani. Și al da. patrulea, când ai și timp, ai și bani. Dar ca să treci prin tot. Asta ai nevoie de 10 ani de zile. Da. Da? da? Cel puțin. Eu așa cred. Pă, nu știu. Există și business mai rapide, de 4 ani, de 5 ani. da. Noi încă n-am ajuns acolo. Uh, da, dar hai să te trebă o chestie. Dacă te-aș pune acum mâine să începi să faci un alt business, ți-ar lua să-l scalezi la fel de mult cât ți-a luat ah, să... No, no. Uite, uh, am scalat marketer într-un an de zile, cât am scalat retargeting în 10. Cred, cred. Am cred. ajuns cu marketer la 10, 10 într-un an cât am... Da. Deci e, alt altfel, faci, lucrezi altfel. Asta după ce acum acumulat experiență. Da, da. Dar da. trebuie să treci prin durerile astea creșterii Să ajungi la scalare Pentru că iar este trendul ăsta Vreau să fac un business, caut o idee și să vreau să o scalez Bost, tu habar nu ai că Ce înseamnă să lucrezi cu doi oameni lângă tine Doi, trei angajați Lasă scalarea Eu... Hai să începem mai întâi prin chinuri Să trecem prin da. chinurile facerii da, da, da. Cum ai trecut? Uite că cu siguranță ai avut și o mulțime de provocări În business -le pe care le-ai avut sau cum te gândești în zona asta de inovare? Iar este un cuvânt care e foarte trendy, se gândesc mulți că în nou nu este simplu să vorbim despre inovare pentru că suntem în zona de tehnologie. Da. Ok. Dar poți să inovezi în orice zonă. Hai să luăm câteva recomandări sau exemple, dacă îți vine acum în minte. Uite, îți dau un exemplu. În Dubai, în fiecare seară, vin să-ți spele mașina în parcare, și tu te duci cu lași mașina murdară în parcare și a doua zi o găsești curată. Și la un interval de timp vin la tine să îi plătești. Da? Au okay. numărul mașinii, de câte ori au spălat-o, da? pe exterior. Acolo e praf foarte mult. Am înțeles. E normal, da? Sau, um, uite o idee de business. Ne gândim o idee de business într-un domeniu total atipic și pentru mine și pentru tine. Ok. Cauciucuri. Cât timp pierzi când te să schimbi cauciucurile de iarnă cu alea de vară? Stai trei ore la coadă? Că trebuie să dea prima nisoară să le schimbi. Stai. Să vină să ți le schimbi la la, la, sedi, la birou. Să iei mașina știu. cu a ta. Da? Uh, deci poți să inovezi în orice de la pâine. Poți să inovezi pâine, să începi să vinzi pâine cu... Nu știu, să încerci să găsești o rețetă de pâine. Poți să inovezi și la nivel de gust. Cu, da. Ai văzut, pâine cu tărâțea, pâine cu secară, pâine cu așa, pâine graham, toate Poți să te duci în pâine chestii cu fructe, chestii cu... Nu știu. Dă un exemplu. Hai să ne gândim cum poți să inovezi. zi un business. De regulă, cei care vând, aveam, sunt foarte mulți care vând hăinuțe pentru copii. Okay. Sau produse pentru copii. Ok. Cum poți să vinzi? Hai să ne gândim cum poți să vinzi hăinuțe, cum poți să inovezi în business-ul ăsta. Am văzut la Chisinau o chestie foarte interesantă cu jucării de lemn. Da, care știu. le personalizau da. cu numele băiatului. Da? Sau cu numele fetei. Și da. era o jucărie de lemn și foarte eco și friendly și așa, cu vopsită, cu fel și fel de lacuri și vopsele. Și era o jucărie din lemn personalizată cu numele și chestia asta mi-a plăcut. Um, nu trebuie să faci lucruri de la ieșite din comun. Nu, nu o chestii micuțe. Te gândești la clientul tău și la ce nu fac celălalt de lângă tine. Uh -huh. De zis? fapt, știi cum inovezi cel mai bine? Te gândești la o nevoie de a ta. Ok. Și în momentul în care găsești o nevoie de a ta, atunci poți să te gândi, să vezi de ce nu face nimeni și poți să încerci să o testezi și să încerci să, o, să inovezi în industria ta. Deci inovația este peste tot. Fiecare lucru nou vine cu inovație. Uite, inovația lui Revolut. Puteai să-ți transferi banii hmm. din cont în cont, instant. Acum toate băncile permit asta. Da. Instant payment, intră instant din orice bancă. Adică nu mai trebuie să... Sau inovația lui ING când transferai bani pe numărul de telefon. Asta n-a fost la BT? Nu știu, era și la ING. Atunci n-am a părut. Eu cred Acum că BT a făcut-o prima adică dată. tot. Adică sunt chestii și sunt chestii, cum se cheamă, trebuie să te gândești la nevoia ta, mă, cum mi-ar fi mie mai ușor. Și mm. într-adevăr e ușor să inovezi în tehnologie. Dar nu doar în tehnologie. E mai trendy. Poți să inovezi în orice, dar ca să inovezi în ceva, trebuie să îți identifici un pic mai bine nevoia, să te la nevoia ta. Ce-mi doresc eu, nu știu, să ne gândim cum putem să inovăm, nu știu, la... Când, dacă am, 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 o, am, o, am, un challenge, am un lucru pe care nu mă, face să mă, nu mă face, confortabil, nu mă simt confortabil când fac, trebuie să fac și asta, trebuie să fac și asta. Cum pot să inovez, cum pot să schimb ceva? În momentul în care începi să te challenge pe tine, să-ți challenge mintea, în momentul ăla te scoți pe tine din zona de confort și te duci în zona de creativitate. Da? În momentul în care încep să-ți celenguiesc deciziile, da? nu-l plac, nu-mi place persoana respectivă, dar de ce? Ce a făcut el? Ce mă face să nu-l plac? Și în momentul în care încep să-mi propriile decizii, am decis să plec în Italia. De ce? Ce mă atrage acolo? Ce îmi doresc eu? Ce mă face să mă simt bine acolo? Și în momentul când îți celingeuiești propriile decizii, da? tu ești din zona de confort, ești în zona de creație. În zona de creație, acolo se întâmplă minunea. Acolo da. noi punem, acolo ne vin idei. În zona de da. creație înflorim, creștem, ne dezvoltăm. Ok? Mm -hmm. E simplu, celingeuiește-ți mintea, na, da? puneți întrebări și o să afli răspunsurile. Și eu cred că și dacă te interesează partea asta antreprenorială, începi să urmărești mai mulți oameni, să asculți mai multe povești, vezi ce a făcut unul într-o industrie, ce a făcut celălalt în altă industrie și cred că ți se pot lega niște idei care să-ți aducă ție o inovație. De multe ori, unii cred că e un lucru mic și n-ar avea impact în business lor. Asta n-ar avea, nu e este. mare lucru. E un lucru mic care n-are impact. Dacă faci un lucru foarte mic în fiecare zi, vreme de 365 de zile, rezultatul da. e uriaș. Da, un lucru mic făcut corect în fiecare zi. Dar mic, nu are impact. Dar adunat, 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 adunat are efectul scontat. Vorbeam duminică, ne-am văzut la un meetup, a făcut în București cu clienții Goma, cu o parte din comunitate, uh -huh. și a venit acolo la noi un client. E într-o zonă, vinde produse pentru outdoor, corturi cu așa. Și businessul crește, este super ok, și ar vrea și el să meargă la nivelul următor, spre escalare. Și Căuta idei să-i inovezi ceva să facă. Spune, de ce nu să faci, nu știu, să fim mai activi pe blog, să-ți faci comunitate? Păi nu sunt, să faci un grup de WhatsApp, de fapt. Fie... Păi sunt o mulțime. Zic, E ok dacă da? sunt. Uh, ași... Dar zic că ok, câți competitori de a te iau, așa ceva? Nu are nimeni treaba asta. Și dacă o faci tu. Dar știi cum a și un eu în businessul lui? Da, dar asta ar ajuta. Dar cu siguranță, cu siguranță. Pentru dacă că sunt chiar simpli, dacă nu e nimeni. Dar chiar dacă nu e nimeni, asta nu înseamnă că nu merge. Da, nu, există, doar că nu au competitor lui. Știi cum aș inova la business? Azi de corturi, da de outdoor da. Îmi de doresc, foarte foarte obișnții. doresc foarte mult Să plec cu cortul, cu copiii Așa. Și Trebuie să-mi cumpăr cort Nu mai știu pe unde să mă duc Mă gândesc să-mi cumpăr, că e lege. periculos să, să stau să stau cortul pe pământ Că animale să-l bat Eu am nas mare, dar copiii mei sunt mici Și mă gândesc să-mi un de la scump Care îl pui pe mașină și așa Aș face un camping pentru așa ceva camping, de corturi, cu corturile mele deja puse acolo okay. în care eu să pot să vin să, în care să știu că e safe în care eu să pot să vin să experimentez o noapte la cort să am un pârâu, un râuleț micuț lângă, să am un bec teclu din ăla și să gătesc să fac acolo no. focul, să știi adică să trăiești o, o zi sau două sau trei într-o modalitate de genul ăsta pentru că eu ce caut? Eu nu caut să-mi cumpăr cort eu caut experiența exact, exact. pe care o voi avea după când voi petrece timp cu cortul în pădure. Eu asta vreau să obțin deci degeaba vrei să mi tu mie corda, eu vreau nu vreau cord, eu vreau să găsesc experiența exact, exact. și dăm experiența completă. Uite așa inovezi vezi în businessul ăsta. Și, și că... să vedem dacă ce credeți, va, va, ce credeți voi, chiar sunt curios voi. Și vreau să comentați, să răspundeți. Va funcționa genul ăsta de business? Și aici între pe cei în special care au copii, dar nu numai, pentru că chestia asta cu hiking-ul și cortul nu e doar pentru familii și așa. Adică și pentru am mers cortul și când eram copii. Credeți că ar merge genul ăsta de business, să știi că ești într-un mediu safe în care nu vine ursul, în care ai toate Condițiile, dar cu toate astea stai la cort. Da, da? Hai să spune că treaba asta trebuie documentată. Adică ai început să faci poze, reel-uri, să-ți faci un video, să-i documentat tot, adică să arăți oamenilor, uite ce se poate face, uite cum a făcut eu, uite ce înseamnă și cum ajung la experiența asta, cum ai luat cortul, care cort, cum îl pui în pământ, care sunt produsele care te-au ajutat, cum faci mâncarea și tot. Eventual, poți să pui inclusiv cortul, să-l dai de montat, montează-ți-l ca să ai și plăcerea de a monta un cort. Da. Ok? Și să-ți faci focul frumos, să pui pietre, să pui pe lângă, să faci focul, să. Stă, să... Deci, asta, asta mi se pare o. Asta e o inovație în domeniul ăsta. Zim -mi și mie dacă mai e vreo companie de corturi care a făcut chestia asta. Eu n-am văzut. Tu ai văzut genul ăsta de servicii livrate pe undeva? Nu. Ok. Deci, despre ce vorbim? Și ai, boom, ai inovat mm. în business de corturi. Asta se poate face absolut peste și, tot. Și el, și îți garantez, clientul tău poate să o facă mâine. Pentru că tot ce îi trebuie, îi trebuie o parcelă de pământ. Cu siguranță are undeva la țară sau poate să, nici, nu, nici nu trebuie să fie a lui. Înțelegi? Poate da. să fie că ea, e, e, te duci la munte oriunde și spui cortul. Da, Zona publică, bă, bă. Exact, o zonă publică. Să pună șase corturi, zece corturi acolo, să ofere un picus de. ți am zis, să-ți trebuie chestia de aia, să-ți încălzești mâncarea, să, sau mm -hmm. să fie undeva pe lângă o cabană montană, ceva, să ai și un viu și o priveliște, să se asigure, să găsească soluții, să se asigure că totul este safe, că nu sunt animale, că nu e etc., nu sălbatice și așa. După care doar să promoveze. Aș fi oricând. Dispus să dau câteva sute de lei pe noapte pentru o experiență de genul ăsta. Da? Și sunt, deși sunt conștient că acel cort costă 500-1000 de lei tot, adică în trei zile am, am plătit cortul, ideea e că după am alte probleme, ce fac cu cortul dacă nu mă mai duc, da. unde îl depozitez după, dacă nu l împachetez corect, se strică trebuie să-mi iau de dormit ce da. fac cu ei după adică trebuie să-mi iau o întreagă infrastructură și poate mă duc o dată de două ori sau de trei ori însă dacă aș avea posibilitatea să mă duc nu știu când am vreo chef, o dată pe an sau o dată la doi ani înțeleg? peste doi ani deja nu mai e bun cortul Așa. și să am acolo în permanență toată pregătită, m-aș duce cu plăcere. Pentru că chiar le-am promis copiilor că vreau să le dau o experiență cu cortul, dar m-am lovit un pic de întrebarea unde. Uh -huh. Asta mi se pare din punct de vedere al safety-ului și al siguranței. Deci, o idee de inovare pentru clientul Gomag, care vinde corturi, uite cum să inovezi cu corturile. Deci, în tot... Și devii tu propriul tău client de corturi. Da, și întotdeauna, altă legat de treaba asta, se poate extrapola în absolut orice industrie. Să-ți pui produsul un context sau serviciu, dacă se uită la noi cei care oferă servicii, să prezinți cum se întâmplă treaba aia. O trăiești și tu, o înțelegi mai bine prin prisma clientului, să înțelegi și cum ar folosi clientul produsul și dacă toți suntem în zona asta de video și oricum comunicare aproape în timp real cu oamenii, să documentezi, să pui story să faci live-uri, să faci un challenge care unde mai umblă sau ce face în zona ta, în nișa ta, în industria ta și o să asculte mulți oameni povestea asta sau ideile, dar te asigur eu că probabil niciunul din industria ta nu o să o facă, așa că poți să o faci tu. Dar vă rog mult de tot să comentați la video ăsta dacă vi se pare o idee sau o bună și să vedem dacă reușim să-l încurajăm pe clientul lui Cosmin cu corturile. Noi vrem să-l încurajăm pe toți. Așa, să-l încurajăm să, să, meargă în direcția asta de business, pentru că investiția nu e foarte mare. Nu. Dar e un marketing foarte bun pe care poți să-l faci la magazinul tău de corturi. Da, Cred că se poate pune la orice tip de magazin, la orice tip de produse. Cu, cu siguranță, cu siguranță. Dacă le pui în context, nu știu, și undițe de pescuit sau momială sau haine, că oamenii își pun hainele pe ok, dar vezi dacă porți haine respective la o masă, la o cină, la un eveniment, la ceva. Că mai mult decât de a le prezenta într-un mod frumos, instagramabil, în zona asta de influencer, știi? Să fie omul anormal. normal. Da. Da. Deci pentru orice nivel, pentru orice business se poate face chestia asta. Și trebuie să gândești, să te duci un pic, nu din corturi, să te gândești ce emoție caută clientul tău. E foarte important să știi ce emoție caută clientul tău. Ok, fii atent, uite. Și acum o să intrăm în zona ta de expertiză. Un business în creștere, da? Cu prezență fizică și digitală online, uh -huh. cum ar putea inova? Își analizează competitorii, văd că fac lucruri foarte mișto în zona de comunicare, în special în uh -huh. e-mail marketing. Uh -huh. Pentru că de marketer face și e-mail marketing. Uh -huh. Cum ar putea inova? Să în față versus alte companii care au un istoric, au un notoritate, fac lucruri foarte mișto în direcția asta. Dacă mă întreb pe mine, primul lucru pe care l-aș face. Am dat greu. Aș vrea, nu, no, 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 nu, no. nu, nu. Ar fi ca la caserie să fie niște doamne care să zâmbească în permanență. Ok. La punctele fizice să fie niște doamne care să zâmbească, să nu fie supărate, să tragă, știi, să se zâmbească. Să mă bucur când sunt acolo, să găsesc ajutor în punctul fizic, să nu fie cineva care să fie supărat, să vrea să mă ajute. 1 Doi aș printa pe bonurile fiscale QR code ca, iar în momentul în care clientul care a cumpărat scanează QR code ul duce pe un landing page la noi în care cerem adresa de e-mail și luăm comanda, absolut tot ce a comandat pe acel bon și, eu și îl băgăm în în, 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 malaxorul de comunicare cu The Marketer, în așa fel încât mm. să avem, să avem să fie traceable cumpărătura nu doar online și offline să putem să segmentăm clienții și pe offline bazându-ne pe tot ce au făcut ei okay. uh, următorul punct mi-aș pune un sistem de loyalty foarte bine pus la punct care să îmi fa să facă clientul să revină trebuie să mă gândesc ce vând Home and Deco okay, de câte ori cumpără un client de Home and Deco pe an? Care e media de cumpărături? două ori pe an? Da, trei. Trei ori pe an. Ok. Păi dacă vreau să, dacă el cumpără de două ori, eu vreau să vină de patru. Okay, adică să stai challenge tu pe da, stii. da, deci asta înseamnă că la fiecare trei luni de zile, el trebuie să vină în magazin. Ok. Ai cumpărat la cinci zile după ce ai cumpărat SMS. În următoarele trei luni de zile, dacă vii să cumpără de la noi din magazin, vei avea discountul ăsta. Da? E? Sau magazinul online sau offline. Ok. Uh -huh. Cu o săptămână de zile dacă nu a cumpărat nu uita, este ultima săptămână în care poți să beneficiezi de reducerea ta. Dacă vei cumpăra, ulterior, vei avea, la următoarea perioadă, vei avea o, reducere și mai mare. Ok? Surpriză! Bun, ai cumpărat, ai făcut a doua comandă. Te lăsăm să treacă 5 zile când vezi soretul sau sunt nori de așa. Perfect. În următoarele 3 luni de zile, dacă vii să faci încă o comandă, la noi vine la noi în magazin, ne vizitezi în magazin și faci o comandă de peste 500 de lei, pe lângă faptul că primești asta, primești un produs cadou un produs cadou raportat la ce ai cumpărat tu și împărțim, am șase categorii mari. Îmi cumpără din asta, îi dau o vază, îmi cumpără din asta, îi dau o dată, îmi cumpără din asta, ceva care să și fie, înțelegi? Și apoi, în a patra, după a treia, după a treia, în următoarea perioadă de trei luni, dacă ne vizitezi în magazin online sau offline și faci o cumpărătură, vei primi asta de la noi. În momentul ăla tu ai patru achiziții de la un client, ai plătit odată în Google să-l aduci, iar apoi ai patru achiziții de clientul devine profitabil. Iar dacă experiența lui, toamna de la magazin îi zâmbește, chelnerul de la terasă vorbește frumos și ține minte ce ai băut, sau dacă uh, experiența lui în magazin online, dacă produsul are calitate, și îi mai sun și îi mai dai și o să zici, dă-ne un feedback, apreciem părerea ta, uite feedback-ul, postăm pe site, etc., etc. În momentul ăla tu ai câștigat un client pentru o perioadă mult mai lungă de viață. Da? Foarte Uite, așa m-aș diferenția eu de concurență. Deci, personal, vesel, amiabil, plăcut, da? Program de loializare, integrare, comunicare integrată online, offline și altceva să vedem. Și toată partea asta tehnologică se poate asigura de către... De market, da, okay. da. Cât timp ar lua setup-ul inițial să pui la punct toată noi avem noi avem foarte multe agenții partenere care te pot ajuta okay. în direcția asta cred că tot cu strategie, planning și setup o săptămână maxim dar okay. o săptămână e varianta maximă în mod normal se poate face într-o zi sau în două zile tot okay. setup-ul ăsta trebuie să știi ce vrei ai mai multe opțiuni trebuie să te gândești vreau așa sau vreau așa una are avantaje fiecare cu avantajele și dezavantajele ei am înțeles pot dar eu cred că orice business poate să uite și ce facem noi pentru clienți acum? Mm. invităm la bootcamp-uri la noi la birou a cam pur, hai la noi la birou, hai să ne spui dacă ai vreun challenge, dacă ai vreo problemă, dacă îți dorești ceva anume, dacă așa, cu parteneri. Am făcut cel mai tare eveniment cu, cu agențiile, partenerele noastre. Ne-am denumit echipa națională de e email marketing a, Rom a României. Toată lumea a primit tricouri albastre cu de marketer și cu agenția lor și împreună i-am invitat la meci și am văzut meciul România-Ucraina la, nu știu, eram 80-100 de persoane la o terasă la București, dar pe cei din București care erau în proximitate și puteau să vină, să dai seama uh -huh. Și încercăm să ținem relația caldă apropiată cu partenerii, cu clienții, că încercăm să comunicăm pe limbajul lor acolo okay. unde au ei nevoie. Okay. Asta cred că e cheia succesului în orice, în orice business. Da? Și nu răspundem cu da, o să investigăm. Ne pare rău că suntem empatici cu client, ne, ne pare rău că treci prin asta. Dar trebuie investigat. Da, trebuie investigat, dar nu zicem investigăm. Ne pare rău, uite prin chestia asta, suntem aici să te ajutăm. Uite, se va întâmpla, o să trimitem, o să rugăm colegii de la suport tehnic să testeze, după care, așa, posibil să dureze între 3 și 5 zile, în funcție de complexitate. Stai fără nicio grijă, vom reveni la tine dacă nu ești pe chat o să primești mail. Adică suntem acolo pentru clienții noștri. Asta își doresc majoritatea să o facă. Da, promit promit, altceva. un cost foarte mare să ai oamenii care să-ți răspundă pe chat în timp real. Știu. Reprezint... Tu știi foarte bine asta. E un Stiu. cost foarte mare. Stiu. Și Costul ăla trebuie să se reflecte undeva. Costul produsului. Da. Pentru că toate vin la pachet, adică să ai suport foarte ok, să meargă produsul impecabil, să fie și ieftin, să se întâmple tot fără implicare. Noi suntem... E zero, nu se poate treaba asta. Noi suntem o companie care nu vrem să ne batem în preț. Da? încercăm să livrăm un serviciu de calitate, încercăm să livrăm, încercăm să dezvol încercăm, dezvoltăm foarte mult platforma. Adică, am vorbit că ne apucăm să dezvoltăm WhatsApp. Da. da? Pentru Ce costuri înseamnă să dezvolți WhatsApp? Știu, de nu știu de WhatsApp. Deci, știu, spune. Cât crezi tu costă să integrezi un canal de comunicare ca WhatsApp? Aș spune. Eu știu păi... cât am plătit noi pentru treaba cu Google. -a campanii. Cu Google? Cu... Da, 100 de mii. 100.000 de euro. Da. Deci noi, ca să implementăm WhatsApp, mai întâi trebuie să facem o zonă de inbox în care să clientul va răspunde pe WhatsApp. Tu trebuie să vezi reply urile să continui comunicarea cu el ca și cum ai fi în WhatsApp. Mm -hmm. da? Deci trebuie să dezvoltăm un, o zonă de inbox unde o să se și reply urile de la e-mail automat. Aia durează 6 luni de dezvoltare. Integrarea API-ului mai durează vreo 4 luni de zile, 10 luni de zile. 10 luni doar de programare, -ă, nu vorbesc de front-end, vorbesc doar de back-end. Mm -hmm. da? Deci. Cred că da, pe care, ne... care nu o vede nimeni. Da, nu cred, deci le 10 luni costă 100.000 de euro doar cele 10 luni de backend, la care pui front-end design, project management și așa. Ne costă câteva sute de mii de euro, 300, 400 să implementăm WhatsApp-ul făcut cum trebuie. Cred. Și după ce l-ai implementat, știi că mai faci câteva versiuni, că el nu mai sunt baguri, mai e cod. Da e cod da, da, mai apar probleme da. normal da. și normal. Cu stă, deci ajungem la eventual cu toată perioada de testare de, 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 de așa de release de așa și cu marketing, marketingul aferent ajungem la jumătate de milion de euro investiție ca să dezvoltăm de, că canalul încă o bucățică WhatsApp da. și apoi acum nu vreau să supere nimeni pe mine dar vine un client care zice 5 euro ce nu merge <laughs> care vine un client cu abonament de 5 euro nu merge da da. Îți dai seama că la un moment dat și tu ca... Bine, eu m-am detașat foarte mult de chestia asta. Eu pentru Că am zis că nu spune, nu spune nimic despre mine, spune despre el. Însă, în momentul când vine clientul de 5 euro care pasă de contacte și zice, nu merge. Zic, dar sunt șanse să nu știi tu să-l folosești sau să nu funcționeze cum vrei tu. Și el merge, dar nu așa cum vreau. Eu mă așteptam să funcționeze în felul ăsta. M-a ajutat să înțeleg cum funcționează la voi? înțeleg. Știu, situația asta pare persoane... deci partea asta de comunicare de care, nu, adică e ușor uneori să arunci cu pietre da. fără să vezi bă, tot ce e în spate. Ce și acum vă zic, trebuie să veniți o dată la Baia Mare la Cosmin, să vedeți ce e infrastructură și ce inginerie e aici și că sunt birouri peste birouri și oameni peste oameni și cabluri și monitoare și TV-uri și de deci ce ceva e e incredibil și ar trebui să apreciem omul, nu să-l judecăm omul pentru o, o greșeală mică, ci să-l apreciem pentru tot efortul mare făcut în ultimii 10-15 ani de zile. Și nu vorbesc doar despre Cosmin ci vorbesc despre orice antreprenor român. Da? Pentru că noi avem tendința, Cosmin să mergem la, 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 la asta, la. hai să mergem la o terasă. Uh -huh. Ne punem să bem o bere. Și vine ospătarul. Și zâm... greșește, face ceva, întârzie. Știi care e prima reacție? Bă, da, da. Nu vi da, să mi iei da. comanda. Da. Știi ce le fac eu? Ai avut o zi grea astăzi, nu? Se vede pe tine. Din momentul în care i-am zis asta, adică nu mă iau de el, că se vede că da, e. Îi normal, al... normal. zic că ai avut, se vede că ai avut o zi astăzi. Îmi pare rău, nu o să te stresăm foarte mult. Adună doar asta și așa. Deci, din momentul ăla își schimbă el, Chiar. pentru că noi am devenit, eu am devenit empatic față de el, și în momentul ăla își schimbă el comportamentul față de noi și Stim. am făcut și ziua mai frumoasă. Foarte da? tare. De câte ori ați mers pe stradă și ați văzut o persoană, mai nu contează. băi, păi, ești o femeie o, o, pe, pe stradă. Tu trebuie să-i zici, ești o, ești, o, ești o fată foarte frumoasă. Fără să aștepți absolut nimic. Ce doar îi zici chestia asta, Foi un compliment. Îți dau. Un cast de caz. Au făcut un cast de caz că. Productivitatea unui om crește cu 81% pe o perioadă de 3 luni de zile dacă îi faci un compliment pe zi pe vreme de, 4, vreme de 30 de zile. Foarte tare. Da. deci, hai să... E ușor să aruncăm cu pietre și aruncăm cu pietre pentru că nu înțelegem ce e în spate, dar dacă ar fi cineva să vadă câtă muncă e în spatele unui produs ca o ca al meu, sau ca oricare altul, cred că percepția s-ar schimba. Motiv pentru care vă rog pe această cale, hai să apreciem, hai să creem, hai să colaborăm, să apreciem, nu să aruncăm cu pietre și să judecăm, pentru că judecata și aruncatul cu pietre e cel mai ușor lucru pe care îl poți exact. face. Exact. să fim mai buni. Da, hai să fim, exact. Da, bun. Hai să fim mai buni și să colaborăm împreună, pentru că suntem un ecosistem. Și rolul nostru este să ne ajutăm. Îți dau un exemplu. Dacă zic, hai să zic de mine. Dacă am prețurile prea mari vine unul, e scump, altul e scump, al treilea e scump, al patrulea e scump, mă înseamnă să arată, să fie scump. Mă duc să mă gândesc. Dacă vine unul la fel și zice, păi aia nu merge, aia nu merge, aia nu merge, aia nu merge. ce fac? Te uiți, te duci, te uiți. Dar trebuie să vii să spui, să comunici frumos, să ne arunci cu pietre și să ne ajutăm unii pe alții, pentru că magazinele online, ei beneficiază cel mai mult de munca pe care o depui tu, de munca da, pe care o depun da, eu da. și cu cât noi ne îmbunătățim și ei ne ajută să ne îmbunătățim, ei automat indirect se îmbunătățesc. Plus că scopul nostru este să ne îmbunătățim. Automat. Perfect. Perfect. Efectul se transformă în avantajul clientului final. Deci ăsta este rolul să, să, să fim parte din ecosistem și să ne purtăm cu ceilalți așa cum ne-am dorit să ne purtăm cu noi. Exact. Faci chestia asta, crește businessul. Crește toată lumea. Sunt da, toate business -ul. Da, da, da. da îți mulțumesc foarte mult! A avut o, fost o discuție super interesantă și utilă, spun eu, cu foarte multe idei, cu ahauri, care pot fi implementate dacă ne conectăm la ce facem noi și cum vrem să creștem noi ca și oameni, noi ca și antreprenori și cum să ne creștem business-ul. Yes. Nu există alte secrete, Asta le fac toți, unii le aplică, alții se gândesc la ele și diferența o faci când aplici. Îți mulțumesc frumos pentru invitație și vreau neapărat să mă anunțați dacă clientul corturi o să facă chestia asta, pentru că le-a promis copilor că îi duc cu cortul. Deci dacă se poate, în iulie, în august, în septembrie, să avem, Știu să avem că... componenta asta de corturi, vreau să-i duc. Siguranța să se uite la episod, pentru că mi-a arătat pe YouTube că se uite până la final la toate episoadele de pe Gomag. A, e clar, deci să-l vadă și pe asta. Da, așa so că îi mulțumim foarte mult. Poate să lasă comentariu cu linkul, ul să-l vadă lumea, să -l facem și reclamul, promovând și pe story, pe urmă să ne lasă și comentarii și ne vrem să facem mai bună și cu o informație, cu un episod, cu un comentariu bun, cu un link. Uneori mai facem și reels și cred că se întâmplă treaba asta. Doamne ajută, toată lumea să știe că ți apreciază efortul. Și dacă nu, nu, o vor face de acum înainte. Vedem, cine apreciază bine, cine nu. Mai încercăm. Mulțumesc foarte mult și te mai așteptăm la Baia Cu drag, o să vin cu prima ocazie. Și dar, lucrurile se întâmplă. Dacă vreți o comunicare mai bună și mai multe canale cu ai voștri clienți, încercați, să de marketer, puteți avea o discuție unul la unul cu consultanții de la Rares, de la The Marketer, pentru a vedea ce și cum se poate face la voi pentru a avea rezultate mai bune. Testați, pentru că rezultatea magică o puteți descoperi voi, dar nu vă poate spune nimeni altcineva și treceți la acțiunea, pentru că întotdeauna informațiile ajută, dar acțiunea face diferența. Și acum, până data viitoare, urmăriți și alte materiale pe care le-am făcut împreună cu clienți, cu parteneri și cu Rares. avem pe canalul nostru. Dați un share la acest episod colegilor, partenerilor, asociațiilor, cui vreți voi. Dacă vi se pare util, dacă nu vi se pare util, dați un share la competitorii voștri. Și până data viitoare, spor la acțiune și multă, multă sănătate!